pentru singură noapte au fost arestați poate zeci de mii, sute de mii, Dumnezeu știe câți oameni, studenți, elevi, muncitori de la Brașov și din toată țara, bănțuiesc ca și cum s-a întâmplat acolo. Deci tot ce s-a crezut că este mai important, anticomunism. Și apoi le-au triat, au urmat procesele și din cei care au scăpat. O parte au mai fost arestați pe parcurs, iar din cei care au rămas și au rămas până nearestați, din aceștia s-au alcătuit grupele de rezistență din munți. La Făgăraș au rămas vreo 7-8 studenți de la diferite centre, de la Cluj, de la Timișoara, de la Brașov. Alături de noi au rămas, au fost elevi de la Frățiile de Cruce din Făgăraș și de niște muncitori de la Brașov și țărani, de localnici. Problema se punea nu că va trebui să luptăm, dar căutam să găsim metodele cele mai bune. Cum am spus, noi nu speram într-o schimbare bruscă, într-un ajutor extern în care să pornește o acțiune mai mare. Ne dădeam seama că în spatele armatei române, pe care oricând ar fi putut o pune, exista colosul rusesc cu armata roșie și cu puterea lor și în cele din urmă mai vei fi fost zdrobit. În timpul când, deci în 1948, deci când noi ne-am, toți câți au fost căutați, pe unde au fost căutați și neprinși, s-au retras în sate lor, au venit aici, la Făgăraș, sub poalele munților Făgăraș. Și, bineînțeles că am luat, cunoscându-ne dinainte, am luat, luat legătura unul cu celălalt. Și am format o, deocamdată, o organizație formată din toți, cât după aceea ne-am urcat la munte. Eram căutați, deci, de securitate toți. Unii erau judecați în lipsă bunoare, eu am fost condamnat în cele din urmă cu un proces, o mare trădări unde m-au implicat și pe mine. Ce condamnare că nu mi-au venit niciodată, dar la Cluj văd că m-au condamnat, a fost al 70-lea trecut pe listă și am fost condamnat la 10 ani muncă silnică. Nu, 15 ani muncă silnică, bineînțeles, în contumacie. Și, iar ceilalți au fost și judecați în lipsă odată și nu știu ce condamnări vor fi avut. Și atunci s-a pus problema pune mâine pe arme. De fapt, când am ajuns, armele le aveam chiar și înainte de a ne urca la munte. Problema se punea ce atitudine și ce tactică și strategie să urmărim lucrul ăsta. Pe vremea respectivă, vâlvă mare era rezistența colonelului Arsenescu. Și acum e o problemă care va trebui să fie lămurită. Se vorbește tot de colonelul Arsenescu. Ori, pe vremea respectivă se vorbea în regiune de zisul general Dumbrava. Ori, noi am trimis un om pe Gheorghe Cordea, țăran, la mine din sat, să caute să ajungă la colonelul Arsenescu. Colonelul Gheorghe Arsenescu acționa el a fost șef, a fost colonel de comandant de regiment în câmpul lui Mușcel, cunoscut în regiune, cunoștea și regiunea și care o socotit de datoria lui de onoare de a
continua lupta împotriva comunismului. Ori ca militar, el preconiza să adune în jurul lui foști ofițeri, să ducă o luptă de partizani, dar un pic cam cu luptă, cu front, deci o acțiune militară în stil mai mare. Probabil spera să se alăture ceilalți din organizația militară și de să se creeze o armată de rezistență în munții țării. Așa, și respectiv aici în munții Făgărașului. Asta am vrut să spun. Omul a ajuns în fața, omul pe care l-am trimis noi să-i caute prin ciobani, a ajuns în fața unui om în vârstă, pe care în regiune se vorbea despre generalul Dumbrava. E un pseudonim al lui Arsenescu sau eu bănuiesc că acolo a existat un alt om care într-adevăr era general, pentru că omul, o zice, am fost dus în fața unui bătrân cu plete albe. Ori Arsenescu nu era cel mult sein la păr, pentru că era mult mai tânăr. Deci lucrurile ar fi fost, după bănuiala unora, ar fi fost vorba de generalul Dragalina. Și deci e limpede, după câte știm noi, că ar fi fost vorba de două persoane, care noi și la iveală nu se știe despre el, nu știm. Ba, toată lumea atunci asta vorbea, generalul Dumbrava, merge la generalul Dumbrava și nu se vorbea de numele ăsta Arsenescu. Acum, una din două e lucru care ar trebui lămurit. Deci, omul care a plecat la el, i-am pus următoarea întrebare colonelului Arsenescu sau căruia fi fost, care să ne răspundă, care e atitudinile, ce crede că va trebui să facem noi, cei din Făgăraș. Ne-am explicat că suntem aici o grupă de studenți, de oameni care vor să lupte împotriva comunismului și sfatul lui a fost atunci să acționeze pe versantul nordic al munților Făgărașului. M-am respectat, bineînțeles că mai târziu despre ei auzeam. Atunci s-au dat în 48, s-au dat adevărate lupte în munții, într-un masiv de munți, în colții, așa zic, colții Cremenii. Niște munți de legătură care fac între cele două șiruri din munții Făgărașului și munții Bătrâna, Iezer, Păpușa. Și acolo cu morți, răniți, cu activitate mai mare. Da. Deci, noi ne-am pus următoarea problemă. Dacă vom acționa direct și repede cu toate forțele care le avem, noi ne-am putea, desigur, am putea face într-o lună de zile, ne-am terminat. Ținând seama că lucrurile vor fi mai de lungă durată, am zis să rezistăm și să ne păstrăm pentru o zi mai decisivă față de obișnuința din zi. Deci, un război de uzură, o luptă de uzură de partizani, să rezistăm cât mai mult. De fapt, să știți un lucru. Încă pe timpul organizației studențești, aici în munții Apuseni s-a ținut un, nu se zice, un congres, o adunare a studenților pe țară. Și atunci erau două atitudini de luat. S-a pus problema a unei acțiuni împotriva comunismului. Cei mai nerăbdători și cei mai tineri ziceau să acționăm acum, până nu suntem arestați.
că ne poate aresta într-o bună zi. Și nu mai aveau răbdare. Cu orice risc, ne prăpădim, murim. Mi-aduc aminte de Golia, cel care a fost parașutat, zicea, dacă nu putem birui, să ardem ca o flacără vie, să fim exemplu țării întregi. Dacă nu putem birui ca la podul înalt, măcar să cădem ca la Valea Albă. De fapt, asta a fost atitudinea lui și faptul că a venit parașutat, când nu l-a obligat nimeni să vină din străinătate, a fost 53. Deci explică însăși felul lui de a fi. Alții, și în special conducătorii mai bătrâni ai organizațiilor politice, ne spuneau așa: să nu muriți cu o zi înainte de a fi lipsă de voi. Deci, între acesta a fost poate tragedia generației noastre de luptători. Între dorința de a acționa odată, de a face tot posibilul, de a duce lupta repede și decisiv, cu tendința de a temporiza, de a o aștepta aceea zi, ora, aceea haș, care n-a mai venit niciodată și care și poate că aici și faptul că am ajuns în cele din urmă puțini, pentru că așteptând temacini chiar fără luptă. Și deci altfel ar fi fost rezultatele. Acum, trecând după, privind în urmă, eu cred că toți cei din închisori ar fi preferau să aibă o pușcă în mână, o armă în mână și să lupte în munte decât să stai acolo, să-ți comande alții, să-ți bată joc de tine, să-ți dea mâncare și să te topești în fundul unei bezne și în pivniță. Că tot mă invidiază și într-un fel mă zice, măcar tu aveai posibilitatea măcar să mori, dar să mori liber. Pe câte vreme ei lucrurile astea nu-l aveau. Că de aici poate și mă comport eu față de ei în felul ăsta, pentru că sunt singurul deținut politic, deținut practic, condamnat politic, pe care nu m-a înjurat nimeni în față niciodată, nu m-a umilit nimeni, nu m-a bătut, nu m-au întemnițat, nu mi-au legat libertatea să nu pot face. Dacă așa legat, cum era o armă în mână, o aveam, nu mă putea cineva bate, nu mă putea cineva ucide, eu puteam să mă apăr oricând viața mea. Aveam posibilitatea să mă apăr, lucruri pe care un deținut nu-l are. Așa cum o pronunțat odată Trifan Traian de la Brașov, a spus o vorbă mare în aiut care a rămas, când l-a întrebat odată colonelul Crăciun: ei, ce zici, Trifane, ce spui despre lucrul ăsta? E o întrebare pe vremea reeducării de la din aiut, a spus: eu sunt rob și robul nu are voință, robul nu are cuvânt. Deosebirea a fost enormă, ei erau robi, erau la cheremul altui om, fie a legilor, fie a capricilor altor oameni. Eu n-am avut lucrul ăsta. Ori, privind cum am spus în urmă, era mai bine să fie acționat de prin 47-48, sigur că muream în decursul a câțiva ani, însă rezultatele ar fi fost mult mai mari și mult mai bune decât cele pe care le avem. Așa am rămas puțini deci și rezultatele și jertfele sunt pe potriva puținătății numărului nostru. Dar totuși în acea perioadă existau peste 500.000 de soldați sovietici în țară. În zona Făgărașă exista garnizoane? Exista garnizoane în zona Făgărașă, dar nu conta asta. Nu faptul că existau aici, ci conștiința că în cele din urmă, dacă armata română n-ar fi reușit să biruie, veneau puhoiul pe deasupra. Imensitatea asta,
forței străine și descurajarea că nu se vede din apus niciun lucru concludent din care ției să cât de cât măcar speranța că te pot ajuta. Și acum să o iau cazul nostru izolat aici de la Făgăraș. Deci eram noi care am venit în jur de 15, 16, ba, vreo 25 pe la început. Studenții care am fost, elevii, câțiva țărani care trebuiseră să plece de acasă, dar hotărâți nu pentru că erau socotiți ceburi. Apropo, să vă spun și treaba asta, deși nu și-ar avea rostul, că nu bogăția unui om face. Noi n-am fost între câți am fost luptători în munții Făgărașului, niciunul pe care securitatea oricât s-o căznit să ne încadreze părinții în caciaburi. De-abia pe unul dintre noi, pe Victor Metea, l-a putut băga pe taică să-l socotească chiabur. Pe restul niciunul. Am fost toți săraci, deci să fim limpede, că nu am avut de apărat averii personale și părintești sau situații pe care, scaune pe care să le apărăm sau averi de ale părinților și alte lucruri de fel. Sau speranțe ca să ajungem mâine miniștri și să ne îmbogățim un lucru de șertăciuni din de felul ăsta, noi nu am avut legat de lupta noastră. Deci, cam asta e povestea. Onoarea, demnitatea și, să zic așa, disperarea țării că la vremea respectivă nici măcar de la o vreme ce știam noi, să mai știți, o să mai afle cineva din noi și iată lucrurile sunt cam așa s-au și petrecut. Și ca strategie și tactică noi am zis așa, noi ne cunoaștem securitatea și cunoaștem pe noi, noi ne ducem în munte și căutăm să rezistăm și să o ducem cât mai mult. Nu căutăm luptele cu lumânarea, că sigur vin ele fără să le mai căutăm. Iar jos, la poale, să avem organizați oamenii, pentru că în momentul când am avea nevoie de mai mulți, să fie alături de noi. Și aici aveam următoarele organizații, care erau mult mai numeroase decât noi. Cum am spus înainte, de învățătorul capitan din jurul răsăritului țării Făgărașului Pridon, care fusese voluntar în primul război mondial. E bine totuși să rămână, am și scris și să rămână un document. Când a intrat armata română în 1916 în regiunea respectivă, a fost un general, un ofițer, un comandant care a văzut un pic lucrurile mai departe decât aceea mică campanie care s-a petrecut acolo. El a vrut să facă un fel de educație. O primit în rândul lor pe toți tineri, băieții și fetele din satele respective de acolo. I-a primit în armata română. Fetele le-au trimis ca surori de caritate. Ba unele ori intrat de-au luptat chiar și cu arma în mână. Au fost călăuzele armate. Deci, au vrut să facă o educație patriotică și au reușit să facă o educație patriotică. Aceștia au înaintat cu armata română până când s-au înaintat în Ardeal, s-au retras cu armata română în Moldova, au luptat la Mărășești și în celelalte lupte, au fost unii ori murit, alții ori venit, dar au venit acasă plin de demnitate, satele cele au fost deosebite. Generalul venea în fiecare an de lua legătura cu ei, mergeau la biserică, făceau o slujbă pentru cei morți, adică să stădea, aș zis, pomană pentru cei morți, cum se vorbește acolo, deci un parastas pentru cei morți. Și deci s-a păstrat, generalul între timp murise, dar ei au alcătuit o organizație și cu tinerii din al doilea război mondial și cu tinerii mai tineri. Când am ajuns la el în 1949, aveau organizate oameni pe
batalioane, pe astea plutoane, pe companii de mi-o prezentat. Într-un fel am rămas mirat, într-un fel mi-am exprimat așa, oare nu vi teamă să nu fie vreunul care să un pic mai mult. Deci la noi, în satele noastre, nu sunt nastrădători. Ori omul acesta ne-a fost, va să zic că erau organizați, un punct de sprijin. Și la ei am lăsat pe unul dintre noi, pe Marcel Cornea. Un întâmplător, un unchi de al lui Doina Cornea, care e actuală. E, tot în satele astea, cum am spus, Olimpiu Borza organizase intelectuale și pe țăranii din partea vestică a județului Făgăraș. Adunau arme, ceva similar cu al lui Pridon. Și am luat legătura și cu el. S-a mai întâmplat aici un lucru pe care trebuie, bun înțeles că la vremea respectivă în Făgăraș exista o organizație militară, anticomunistă, formată din ofițeri, din militari de carieră care erau activi la vremea aceea în activitate și alții care erau deblocați. Legătura cu ea am avut-o la început prin capitanul Mare Sabin. Capitanul Mare Sabin este un ofițer care și-a luat sabia în 1941, prima dată de regele Mihai. O luptase pe frontul de răsărit și fusese de dat afară din armată, se înscrisese și el la Academia Comercială și interesant că în felul ăsta eu îl tatonam pe el să văd ce gânduri are, el mă studia pe mine, în cele din urmă am ajuns, ne-am avut legătura și el ne-a fost intrat, deci îl socotim unul dintre ai noștri. Ne-a ajutat cu tehnică militară, ne-a ajutat cu arme, cu echipament, cu sfaturi, ne-a adus broșuri despre războiul de partizani și totodată el avea prin armată, avea legătură și cu securitatea, prin cineva de la securitate de ne da informații și totul a durat până în 1950 toamna, când s-a hotărât să plece, zice, eu va trebui să fiu arestat. Am două soluții, să viu cu voi sau să trec în străinătate. Am hotărât pentru varianta a doua, mă duc în străinătate, nu mă duc acolo să stau și să-mi scap pielea, că... Și aici vreau să spun un lucru, zice, așa precum un preot este marcat pentru toată viața prin taina preoției și niciodată el nu se poate dezice de acest jurământ pe care și l-a luat odată, tot așa socotez și eu jurământul militar de ofițer al armatei române. Un ofițer al armatei române nu va abandona niciodată lupta pentru țară, oriunde să mă afla atâta timp cât va fi viu. Și am stabilit la vremea respectivă, ca să și termin cu el aici, am stabilit la vremea respectivă un sistem de a ne întâlni în momentul când ar veni înapoi. Am fixat doi oameni cunoscuți și de noi și de el. Ca nume eu nu știu că era vorba, eu știu cunoscut altcineva dintre noi, studentul Ion Chiujdea. Însă s-a întâmplat nenorocirea că în anul următor, în 1951, securitatea a făcut un val de arestări cu toptanul în țara Făgărașului și cei doi oameni au fost duși la canal. Chiar discutam noi acum dacă vine capitanul mare, nu ne poate găsi pentru că acei oameni nu erau. Și într-adevăr așa s-a petrecut, nu au venit în 51, în 52, în 53 au venit parașutat. Știm precis că ne-au căutat în regiune, contactat, însă la noi nu au mai putut ajunge și în cele din urmă, când au văzut ca și nu mai poate, nu mai are speranță, s-au dus în Marea Mureș, au alcătuit o grupă de rezistență și dacă e să ne luăm după ce au scris ei în ziar, au murit
în lupte în casa elevului Iuhas. Cine o fi fost acest Iuhas în Maramureș? Unde s-o fi întâmplat lucrul ăsta? Se pare că în Baia Mare, nu știm. E un lucru pe care ar trebui cercetat și știm. În orice caz e vorba de un om mare, mare nu numai ca nume, dar și ca suflet. Soția sa era germană din Făgăraș, o scăpase atunci când se însurase ca să o salveze de să nu fie dusă în Uniunea Sovietică la lucru atunci. Au un copil, pe ea au căzut toate necazurile ulterior după ce și cât timp a fost fugit în Franța și mai ales după aceea cu toate mizeriile pe care le are și acum e prin Austria dusă, plecată cam înainte de Revoluție. Deci, în Făgăraș exista o organizație militară. În 1950, da, în 1950, au venit din închisoare doi frați de cruce, Ion Mogoș și Nicolae Mazilu. Ion Mogoș era localnic din satul Toderița, din comuna Mândra de acolo, iar Nicolae Mazilu era prieten de-a lui, era fiul unui plotoner care făcuse liceul la Făgăraș și între ei se statornicise o prietenie într-adevăr ca de fraț de cruce. Securitatea și condamnările, cei care au condamnat, nu le-au dat importanță. O să consider că au fost și tineri de avea 18 ani și le-au dat numai un an și jumătate, parcă, nu mai știu exact condamnările lor, destul că pe 1950 le-au dat drumul. Și, bineînțeles, convinși că ăștia s-au săturat de închisoare și după bătăile și suferințele care le-au avut acolo, nu le mai arde de prostii. Ori ei, tot timpul cât au stat la închisoare, o așteptat ziua să fie ieșiți afară. Țin minte că povesteau între ei că zicea Mogoș către Mazilu: Nicule, să răbdăm pietre să taie pe noi, dar să răbdăm ca să ne dea drumul la timp. Apoi vedem noi ce vom face. O ieșit afară și în părinții lui Mogoș erau, li s-o luase casă, li s-o luase ce avuse, aici se înființase gospodărie colectivă în casele lor, în casa lor, părinții erau fugiți, plecați pe la Reșița cu familia și el a rămas aici. O luat un motor de tăiat și a cumpărat un motor, adică să eu mai rămas, un motor de tăiat lemne și sub motiv că merge din sat în sat, și-a pregătit terenul și în cele din urmă sta de vorbă cu tineri, cu feciori de prin sate, de tot, deci au creat o bază puternică în sate și în cele din urmă amândoi au alcătuit o organizație de rezistență din tineri de vârste, elevi de liceu, de la 14 la 20 și chiar mai mult. În așa fel încât atunci când am aflat noi cei de la munte despre existența lor, ei erau aproape 100 de oameni. Și-au făcut rost de arme, unii dintre tineri lucrau la arsenalele din armată, la reparat, la treburi din astea, gloanțe, cartușe, treburi de felul ăsta. Ori dat o lovitură odată la depozitul de muniție, deci au luat lăzi întregi de sticle incendiare cu fosfor din astea, nu cocktailuri de astea improvizate, ci lucruri mai sofisticate. Mă rog, au făcut, era o altă organizație, au trebuit, pe ei trebuiau un pic totuși ținuți în frâu un pic, să nu se vânte prea mult. Cum am spus înainte, în Făgăraș, în cele din urmă, tatăl unuia, profesorul Mihai Novac, a făcut o organizație dintre intelectualii de Făgăraș cu scopul să ne ajute
pe noi în munți. Bineînțeles, urcarea noastră în munte n-au rămas repede, încă foarte repede, ori luat legătura, au știut de existența noastră și la început erau destul de nedibaci. Dacă te erai reperat într-un anumit loc, trimiteau o companie sau mai știu eu cât în locul respectiv, ca și când tu ai stai atunci. Am uitat să spun un lucru, că la început, acum văd că eram multă doză de naivitate, necunoaștere, de bine de rău aveam o tabără, ne formam o tabără, corturi aranjate acolo, cu santinele la margine, coboram, veneam în locul respectiv. Era vară, era toamnă, astfel să zică, deci era, de puteam să ne fixăm aici. Și cam nu știam noi cam cum vom evolua în viitor. Însă după câteva ciogniri și după câteva mutări dintr-un loc în altul, ne-am dat seama că aveam foarte mult bagaj în plus și în cele din urmă ne-am fixat următoarea tehnică de luptă. Mai întâi de toate, în decursul verii nu aveam niciun loc stabil. Nu aveam un loc de unde să venim și de unde să ne întoarcem. Unde eram, acolo era locul nostru. Iarna era altă situație, o să o povestesc mai mult. Ne-am fixat o uniformă, să zic așa, de ușoară, de haine și de purtat, ca să le poți duce în raniță și în așa fel încât să fim foarte mobili și foarte, foarte ușor de deplasat dintr-un loc în altul. Apoi, n-am mai căutat să fim toți la un loc. Ne împărțeam totdeauna, că asta a fost el tactică, ne împărțeam în grupe mici, în grupe de 3, 4, 5 inși, care mobile, cu care se pot deplasa ușor, pot schimba tactica și unei acțiuni, drumul, după cum cerea lucru care îl faci mai bun. Mai era mai ușor de aprovizionat cu alimentele. Așa, tot ca tactică, am căutat să o acoperim o suprafață cât mai mare. La început versantul nordic, mai târziu când dincolo s-a creat locul gol, am căutat să ajungem pe în toți munții Făgărașului. Munții Făgărașului sunt de 100 de kilometri de lungime între Olt și Piatra Craiului și cam de 60-70 de kilometri lățime. Asta zic că ori niciodată securitatea nu știa că e aici sau aici sau aici, că puteam fi oriunde în locurile respective. Și apoi pe un teritoriu cuprins între munții Pierșani și veneam încoace până spre Mediaș, prin pădurile de pe Ardeal, cum le spunem noi, în partea respectivă, și până aproape de Copșa și până în Olt, către Sibiu. Înseamnă că ani de zile n-ați avut nicio pierdere. Păi, auziți, un lucru e, uite, un sfânt. Noi suntem luptători în munți. Ei bine, un lucru e de știut, niciunul dintre noi n-a murit în munte, n-a murit. A căzut unul, răniți am fost în munți, dar morți în munte nu, prinși în munte nu. Aprinși am fost prin vânzare, prin trădare, nu dintre noi și de către alții. Dar din alte grupuri am murit. Așa, în munți. Cum să spun, munții pe noi ne-au apărat cum nu se poate mai bine.
toate ciocnirile care am avut în munți, în munți, din toate ne-am socotit că am ieșit noi cei deasupra, cei care aveau să se plângă era securitatea și nu noi ce au fost, cei care am fost acolo. Deci o caracteristică a luptei noastre. Iarna, fiindcă vine vorba și de iarnă, dar să o iau altfel un pic, că totdeauna a fost întrebat de armament. Ați declarat undeva, mă amintesc. Da. Securitatea era atât de nebunită că nu v-a prins pe niciunul, încât a căutat să-și păcure cadavre. Aici e o problemă, că eu o fac legătura cu niște dispăruți din închisoare care nu se știu unde au murit și ce s-a întâmplat cu ei. Totuși, ca pregătire a fost armament. Armament am luat odată, vă să zic, fiecare, cei dintre noi, dar să-i numesc prin cumva pe cei care erau dintre noi care făcuseră frontul de răsărit, alții au făcut frontul de apus, armata cei mai mari o făcusem cu toții și deci unde pe vremea atunci noi ne-am adus acasă din timp câte o pușcă, câte un pistol, chiar și pistol mitralieră, cartușe, mă rog, astea făceau parte, nu numai noi, făceam lucru, cam toți oamenii își aduceau că nu se știe. În primul război, asta a fost o învățătură de minte din primul război mondial. Când s-a spart frontul austriac, toți românul care au venit în Ardeal au venit cu pușcă. Ori aici a fost nevoie, că unirea nu s-a făcut chiar așa, fără un pic de vigilență, fără când s-a trezit stăpânirea austro-maghiară de aici, care dispunea încă de armată, armata germană încă era aici la vremea respectivă, în armata de ocupație, mai era și în România, încă nu era retrasă, lucrurile nu au fost simple. Dar când și-au dat seama că românii nu sunt numai niște inși în satele lor, ci sunt organizați militarește și au arme, altfel s-a putut vorbi cu autoritățile și cu armata de ocupație. Și deci rămăsese tradiția asta și în al doilea război mondial s-a procedat la fel aici și deci am avut arme de la început. V-am spus de la început că ne-au dat, am primit de la, din armată, de la organizațiile militare și după aceea ne-am procurat noi pe parcurs de la cei cu care ne-am luptat. Și, ca să zic așa, ne-au dat chiar securitatea prin faptul că ne-au trimis în față grupe de ale lor. Deci, asta e problema cu armamentul. Singurul lucru care a fost, că noi ne-am dat seama mai târziu, e că având armament, mă refer mai mult la cartușe, la muniție, din mai multe feluri, noi am făcut greșeala că nu le-am încercat și le-am amestecat. Orice se întâmpla în amestec, ca să te trezești cu să ai un cartuș care nu mai lua foc. Și în luptă de să avea asemenea lucruri, nu-i prea comod. Și mai târziu nu mai știam, ăsta din lotul cu tare, de la cine și deci au fost lucruri cu hainele, am spus, cu mâncarea, aprovizionarea, era un lucru destul de complicat. Nu pentru că n-ar fi avut cine să ne aprovizioneze. Mai întâi de toate a fost la oameni, oricând oamenii că aici e vorba că am avut o mulțime de oameni de sprijin, sute și sute de oameni de sprijin pe care nu știm, oameni anume la care ne duceam noaptea și stăteam o zi sau două sau mai știu eu cum, și oameni pe care ne aproximăm sau îi întâlneam întâmplător sau îi vedeam numai pentru seara când ne ajutau, că pe la intram la un om și îl rugam la vremea respectivă cu dragă inimă oricare cine ne-ar fi dat. Al doilea rând erau ciobanii. Erau oameni de-ai noștri, oameni din satele noastre, oameni cu verde-ai noștri, rudenii de-ale noastre, deci oameni implicați
prin însăși ființa lor în acțiunea respectivă. Și al doilea, și de un versant și ceilalți, ciobanii din Argeș, și aceștia pe care mai vedeți pe la televizor, pe aici, ăștia ne-au aprovizionat și pe noi. Nu mi-aduc aminte de ciobanul Mucenic, nu știu exact din Domnești, de unde era de acolo, avea 8 feciori în munte, toți ciobani. Și zice, când ajunge la ei îndrăzniți cu toată încredere că toți sunt așa cum sunt și eu. Și într-adevăr, muncitorii forestieri, unde aveam, vă să zic că nu, problema aprovizionării nu era. Era mai grea alta, că nu se putea. De exemplu, pe vremea respectivă erau așa bunurile de moară. Deci, tu ca să macini grâu, trebuia să-ți dea un bun. Ori tu te duceai la moară, materialul ți era cântărit și te trezeai peste 3 zile, peste o săptămână, peste nu știu cât timp, că venea securitatea și controla. Ai fost la moară acum 3 zile. Ai măcinat 50 de kilograme, oricât ai fost, că nici nu aveai voie să macini prea mult. Unde e materialul? Și deci trebuia să practic nu putea să le iei pentru că mâine, poi mâine îl lua la rost pe el. Deci era o problemă și aici. Și al doilea, al treilea rând era vânatul. Acum, bineînțeles că vânatul și că foamea s-a legat întâi de vânător și de pescar. Nu poți să te duci și să spui că astăzi mânc o friptură de mistreț sau de urs. Îți iese în cale atunci când îl cauți cu săptămânile și nu-l găsești sau n-ai posibilitatea să tragi și îți iese în cale atunci când securitatea era pe aproape și tu n-aveai rost să te deconspiri în momentul respectiv. Am avut probleme și cu alimentația, că la început n-am prea știut noi cum. La început ne foloseam de peșteri. Bă,